Bună ziua! Am luat aici niște vaselină și m-am gândit că la motocoasă nu i-am mai băgat vaselină capetele acestea de un an de zile. Se aude și puțină gălăgie când faci și stânga-dreapta. Asta înseamnă că nu mai are vaselină când a ajuns acolo. Nu mi-a făcut probleme, dar totuși trebuie băgată vaselină. În special când sunt folosită mai des. În schimb, la acesta, la Eco, nu numai acolo, ci și aici. Îi recomandă să-i pui puțină vaselină. Acum, i-am pregătit injecția, le-am pus pe un loc pe masa de operație și le-am pregătit o injecție. Cel mai ușor și cel mai simplu. În cazul în care nu aveți pistolul acela pentru silicon, dar eu prefer să le fac așa. E pentru mine mai simplu. Am să-i desfac șurubele aceste două, care stă pe lateral. Aici avem un imbus. Iar în partea aceasta mă ajut cu cheia de bușie cu care a venit. Ținând un băcar în 14, șurub de 14 aici. Sunt diferite între ele. Acum, acesta face și nu prea face gălăgie, dar totuși, puțină vaselină ne-i strică. Am ieșit pe din afară. Bun. Asta e una. Aici, nu se pare, intră mai mult. Intră. Wow! Pare că zici că nu mai avea deloc. Cred că asta ar fi să fie. Deja nu se mai aude. A ieșit și pe din afară puțin. Asta o aruncă, are puțin pământ. Cel mai bine să le spălați înainte de a le băga vaselina, așa nu risca să intre pământ. Prea mult nu a intrat. Undeva la vreo 20 de mililitri, 25 de mililitri, n-am în două. Deja nu se mai aude niciun fel de gălăgie. Asta înseamnă că e de ajuns. Acesta se aude puțin, dar totuși e diferit acum. E pun șurubul la loc. Strâns totuși destul de bine. Nici prea rău. Nici prea mult e de aluminiu. Dacă se aude un poc, ne costă pocul acela undeva la vreo 40 de euro, 50 de euro. Acum acesta. Avem șaibă aici. Șaibă. Are și șaibă asta. Gata. Bun. Acum, aici mai avem alte două. Din câte știu eu. Unul aici. Da. Partea aceasta. Se agață pe pătale acum.
Și dacă mi-aduc eu aminte, mai e încă unul încapat în partea cealaltă. Acum. Mai ar fi acesta, dar ce e? Dacă se desface. Doamne, suferit. Să fac colții aici, va intra vaselina mai peste tot, dar totuși important este să-i puneți vaselin. Nu strică puțină vaselină în plus. E o vaselină universală, nu e asta. Am plătit aici 7,50 €. Să folosesc la rumenți, la mașină, la roți, la tot ce ar trebui uns cu vaselin. Acum zic că e rezistentă și la temperatură, nu s-o scurge. Rămâne lipicioasă. Asta e un lucru bun. Dacă ar sta și șurubă aici, la șurubeți. Cam asta. Acum, amândouă sunt pregătite de lucru. Nu o să mai iau de niciun ticheteu. Acesta nu e prevăzut aici la motor Kawasaki. Nu e prevăzut cu șurub de îngrasare. Așa că îl lăsa așa. Cam asta ar fi să fie întreținerea la motogoase. Asta cred că ar trebui să fie făcută mai în perioadele când sunt folosite ele cel mai mult. Atunci când se încălzește în aceste capete să nu se rupă. Dacă se rupe, e păcat de el. Așa puțină vaseline, cât 40 de mililitri de vaselin pentru amândouă. Nu e cine știe ce. Acum o să-i și curăț puțin filtrele. Să vă arăt la acesta e din cărpa. E terminat. E negru. E praf. O să-l iau să-l spăl puțin. Și la Kawasaki are un buret. La acesta o să-l spăl puțin și le montez la loc. E puțin cam mult cu praf. Aici cred că o să-l spăl și pe acesta. E aici e mai curat. Asta tot timpul mi-aruncă benzină pe filtre, tot un pic de benzină. Asta presupun eu vreun reglaj ceva, dar nu pot să umblu la carburator când am cheile respective pentru a regla. Oricum a mers bine până acum, nu am probleme. O să curăț filtrele și o să le montez la loc. Deocamdată, pentru un moment atât, ne vom auzi pe data viitoare. La revedere!